Paradoxal, eu nu m-am zbătut și nu am avut eșecuri despre care să povestesc, deoarece am fost norocoasă, nu știu, viețile trecute ce am făcut, dar viața asta mi-a mers destul de bine, fără să-mi propun proiecte extraordinar de mari. Mi s-au întâmplat proiectele vieții, ce era esențial și important să se întâmple în viața mea s-a întâmplat. Respectiv, după ce am terminat liceul, să mă îndrept din întâmplare spre o carieră care a devenit cariera mea de suflet. Am rămas constant în mass media de la 18 ani, am făcut diverse joburi, am fost la început un jurnalist, fotograf destul de cunoscut, pentru că după anii 89-90 erau foarte puține femei care făceau această profesie, această meserie. Toate acestea s-au întâmplat datorită faptului că înainte de Revoluție eu am lucrat ca și fotograf, deși la început am intrat ca muncitor necalificat în laboratorul foto al lui Ceaușescu, nu știu cum se numea, nu mai țin exact titulatura acelei instituții, dar era singurul loc unde se prelucra cu adevărat fotografie în mod profesional. După cum ne amintim, nici nu prea existau filme color, nu prea existau mașini de developat, toate erau rudimentare, se lucra în baie cu revelator, cu substanțe, cam așa era fotografia înainte de 90 și datorită faptului că eu știam absolut toate metodele, toate aparatele care sunt necesare pentru a fi fotograf, am avut norocul imediat după Revoluție să-mi găsesc de lucru și nu într-un loc, cam în vreo 6, cam tot timpul am avut 3, 4, 5, 6 joburi în paralel. Era o cerere extraordinară în domeniu și în acest mod am ajuns în primii mei 10 ani de jurnalistă, una din cele mai bune de top, am luat multe premii în domeniul fotografiei și iată, de aici au decurs și celelalte lucruri care m-au caracterizat profesional, respectiv PR, televiziune, impresariat, showbiz și așa mai departe. Am migrat dintr-una într-alta pentru că felul meu de a fi, deși sunt foarte fidelă și constantă, este de a nu face compromisuri. Drept urmare, dacă vreodată eram, știu eu, neapreciată, jignită sau cineva țipă la mine sau se adresa într-un mod care nu convenea, pleca, pur și simplu. Știam că sigur voi găsi undeva și mai bine și mai bine și cam așa a fost drumul meu. Într-adevăr, dacă este să vorbim de o poveste în care m-am zbătut sau m-am chinuit pentru ceva, da, m-am zbătut să am consecvență. Nu am dorit să abandonez domeniul și munca pe care am făcut-o un an, 2, 3, 10, 5, indiferent câți au trecut, și să mă îndrept spre altceva pentru că nu a mai mers. Eram convinsă că va mai merge cândva și chiar dacă nu merge din punct de vedere financiar, eu eram foarte încântată că fac ceea ce îmi place. Și uite așa, au trecut 24 de ani de când fac aceeași meserie, adică mass media. Acum lucrez în televiziune de ceva timp. Am fost în culise, am fost în backstage, am fost PR, am fost apoi producător, am fost, nici nu mai țin minte, foarte multe meserii care reprezintă televiziunea, ca într-un final să ajung prezentator, realizator de emisiuni de 3 ani. De 3 ani prestez cu propria mea firmă de producție. Nu mi-e nici ușor, nici greu, mie ca oricărui om care face spre performanță ceva bine, am și căderi, am și urcușuri, dar una peste alta supraviețuiesc. Sfaturi? Sfaturi, mie nu place să primesc sfaturi, drept urmare mi-e greu să sfătuiesc pe cineva ceva, pentru că suntem toți unici, nu mi se potrivește mie ce se potrivește ție și tot așa. Drept urmare, mi-e greu să recomand cuiva ceva, dar pentru că nu există, cred că, o persoană care să nu fie auzit de ce se întâmplă acum pe pământ, cu toate aceste schimbări de la energie, sentimente, conștiință, economii, totul este o schimbare extraordinară și cred că acum fiecare dintre noi are ocazia să ia lucrurile chiar în serios, adică dacă ne-am permis până anul acesta, până am trecut să fim superficial cu familia noastră, cu noi înșine, cu profesiile, cu societatea, se pare că nu va mai fi așa. Așa că dacă ar fi să dau un singur sfat valoros, ar fi atenție, că totul se întoarce ca un bumerang împotriva noastră, adică nu dai iubire, nu primești iubire, nu dai interes, nu primești interes, nu ești serios, nu vei fi tratat cu seriozitate. Cam asta ar fi o recomandare care aș putea să o dau tuturor și să fie valabilă oricărui target. Și deși stăm foarte mult online, o altă recomandare ar fi
fiți activi, adică chiar dacă sunteți atașați de Facebook, de mail, de telefoane și de tot felul de gadgeturi care vă țin legați de viața virtuală, acționați, adică ieșiți afară, dacă mergeți undeva pe o terasă, la un restaurant, într-o incintă și sunteți față în față cu o persoană, lăsați jos orice fel de telefon, laptop, netbook, pentru că este absolut nepoliticos în momentul când ești într-o întâlnire sau ești într-un anturaj și să folosești tot felul de gadgeturi, adică să fii acolo, dar de fapt să nu fii. Ziceam că nu dau sfaturi, dar mă zic că dau, iată, o grămadă. Dacă ar fi să-mi dau un sfat mie și este un trend spre care vreau să mă îndrept așa încet, încet, este să mă manifest cât mai puțin verbal, pentru că am văzut că vorbele nu fac, de fapt, niciun bine și că uneori poți să exprimi și altfel decât prin cuvinte ceea ce vrei să transmiți celor pe care îi iubești. Iar eu o să încerc către cei care îmi sunt dragi să mă manifest prin fapte, mai puțin prin vorbe. Și sunt convinsă că oamenii inteligenți, inteligența despre care aspirăm cu toții, nu este neapărat bazată pe comunicare, mai ales că acum toată lumea comunică extraordinar, extraordinar de mult și extraordinar de prost. Ce ne poți spune despre brăduțul din spatele tău? Am ales acest decor pentru povestea voastră, adică a mea, pentru voi, deoarece brăduțul acesta reprezintă o continuitate pentru mine. Este un eveniment de caritate mare care se întâmplă la sfârșitul fiecărui an de 10 ani, care ajută la educația copiilor din România. Până acum s-au strâns în acest 10 ani 2.200.000 de euro, datorită unor vedete, unor oameni de afaceri, unor organizatori buni, care prin acești brazi reușesc să facă un mare deranj în rândul companiilor care mai au ceva cașcaval să dea copiilor și educației. Și acest an a reprezentat pentru mine o noutate, deoarece în ceilalți ani doar am vândut brazii unor designeri. Anul acesta am făcut eu un brăduț. Interpretarea lui e simplă. Bradul clasic, care de obicei stă în fața unei case, ceea ce înseamnă că trebuie să ai o casă în cămin. În cămin e ideal să fie o familie. Din acest motiv, în acest concept a fost pictat capul unei mame care are grijă de copii. Și, ce să zic, merită văzut, merită cumpărat și face parte din povestea mea.